Aloha prietenii, eu sunt Tsunami și în video de astăzi vreau să ne uităm la principalele știri din piața cripto apărute în ultimele 24 de ore și după ce toată vara am vorbit despre acel celebru Bitcoin Spot ETF, se pare că trendul se schimbă, se pare că acum intră în scenă și un Ethereum Spot ETF, un produs solicitat de mai multe companii din Statele Unite și care aduce acum puțin optimism atât pentru Ethereum, dar și pentru altcoin-uri. În următoarele minute vom discuta despre acest Ethereum Spot ETF și de asemenea vom vedea când va putea fi aprobat de către SEC-ul american un astfel de produs. Vom vorbi și despre noi procese apărute în piața cripto în această săptămână și de asemenea și despre companii uriașe precum Coinbase și Ripple. Așa că dacă vă place acest tip de conținut, nu uitați să apăsați butonul de like, de asemenea nu uitați să vă abonați, iar în descriere găsiți și canalul de Telegram și profilul de Twitter unde postez și alte știri interesante. Începem foarte rapid cu sentimentul din piață și ne uităm la indicele de fear and greed sau frică și lăcomie. Acest indice este în zona de frică sau în zona de fear și este la 41. Ieri a fost la 42, a fost și la 40 în ultima săptămână. Asta pentru că sentimentul din piață este destul de bearish, iar foarte mult se așteaptă ca Bitcoin să coboare sub 25.000 de dolari în perioada următoare, mai ales că luna septembrie este o lună destul de proastă pentru piața cripto. De asemenea, nici pe zona de lichidări nu putem zice că vedem mari schimbări și vedem lichidări de 58 de milioane de dolari în ultimele 24 de ore. Vedem aici și un echilibru între pozițiile long și pozițiile short care au fost lichidate în ultimele 24 de ore. Putem vedea pe CoinGlass și că 24.000 de traderi au fost lichidați în ultima zi și cea mai mare poziție lichidată a fost pe Bitfinex, pe Bitcoin, bineînțeles, o poziție de 1,2 milioane de dolari, în timp ce în topul lichidărilor avem Bitcoin pe prima poziție, avem de asemenea Ethereum pe a doua poziție, dar foarte interesant este că pe a treia poziție avem Wallcoin, acel token foarte popular în această vară pentru că îl are în spate pe fondatorul companiei OpenAI și e de asemenea a celebrului ChatGPT. Cât despre tokenul Wallcoin, acesta a avut o creștere de peste 20% în ultimele 24 de ore. Bineînțeles, între timp s-a mai corectat și vedem aici pe CoinMarketCap o creștere de 19,2%. Vedem un preț de 1,28 de dolari pentru acest token și ocupă în prezent poziția 145 în clasamentul CoinMarketCap. Și asta chiar dacă acest proiect a avut parte de reacții negative în mai multe țări de pe glob. Trecem și la știri și începem cu o știre legată de Binance, care se pare că va delista anumite monede în Belgia. Binance va trebui să delisteze anumite proiecte care se axează pe zona de privacy și aici avem inclus proiectul Monero, un proiect foarte popular. Astfel, se pare că Binance anunță că undeva pe 21 septembrie va delista anumite monede precum Monero, Mobilecoin sau Firo. Și aceste monede, da, se axează pe zona de privacy. Binance a avut de asemenea aceeași problemă și în țări precum Franța, Italia, Polonia sau Spania. Acum vedem că exchange-ul Binance este obligat să renunțe la aceste monede și pentru utilizatorii din Belgia și da, sunt și alte proiecte care se axează pe zona de privacy și vor fi delistate, din păcate, în aceste țări din Europa. Dar aici trebuie subliniat că problema nu este la Binance, este la aceste proiecte și tocmai din acest motiv aceste monede vor fi delistate și de pe alte exchange-uri care operează în Europa. Vorbim și despre ARK Invest, compania condusă de Katie Wood, care se pare că a aplicat pentru primul Ethereum Spot ETF. Acest produs seamănă foarte mult cu acele Bitcoin Spot ETF-uri care tot au fost solicitate în această vară de diferite companii din Statele Unite. Trebuie menționat că mai multe companii au aplicat și pentru Ethereum ETF-uri, dar pe zona de futures. Și acum ARK Invest este prima companie care solicită un astfel de produs, dar pe spot. Se pare că acest produs pe care Katie Wood vrea să-l introducă va folosi numele de ARK 21 Shares Ethereum ETF și da, vom vedea când va fi aprobat. Trebuie să menționăm totuși că momentan nu am avut aprobat nici măcar un Bitcoin Spot ETF, deci va mai dura până SEC-ul va avea curajul să aprobe un ETF bazat pe Ethereum, dar e clar că jucătorii instituționali din Statele Unite se așteaptă ca acel Bitcoin Spot ETF să fie aprobat la un moment dat, probabil în 2024, iar următorul pas este, bineînțeles, un Ethereum Spot ETF. Iar partea interesantă este că ARK Invest nu este singura companie din Statele Unite care a solicitat aprobarea unui astfel de produs. Se pare că VanEck, o companie care de asemenea a solicitat aprobarea unui Bitcoin Spot ETF,
Acum s-a înscris și în această cursă pentru un Ethereum Spot ETF. Analistul James Seyfarth din partea publicației Bloomberg consideră că este doar începutul și vom vedea în perioada următoare și alte companii care vor solicita de asemenea aprobarea unui produs de genul Ethereum Spot ETF. Și da, e o presiune uriașă pe SEC-ul american pentru că acum are de aprobat întâi Bitcoin Spot ETF și cred că sunt șanse foarte mari în 2024 să vedem aprobarea unui astfel de produs. Bineînțeles, până atunci, personal, cred că sunt șanse zero să vedem aprobarea unui Ethereum Spot ETF, dar SEC-ul s-ar putea să aprobe totuși anumite ETF-uri bazate pe Ethereum, dar pe futures. Și în orice caz, toate aceste cereri pentru aceste ETF-uri arată că jucătorii instituționali se axează din ce în ce mai tare pe piața cripto și, da, următorul bull run poate fi unul nebun. De asemenea, ca o mică paranteză, trebuie menționat că SEC-ul american are la dispoziție 240 de zile pentru a oferi un răspuns pentru aceste cereri, pentru aceste Ethereum Spot ETF-uri și se pare că deadline-ul este pe 23 mai 2024. Deci, cred că sunt șanse aproape zero să primim un răspuns până la acea dată. Discutăm și despre Celsius, o companie foarte populară în ultimul an, dar asta pentru că a intrat în faliment și avem câteva vești proaste pentru fostul CEO al companiei, Alex Moshinsky. Acesta a primit mai multe acuzații în luna iulie în acel proces pe care Celsius îl are în Statele Unite, dar acum se pare că autoritățile din Statele Unite au decis înghețarea asset-urilor pe care acesta le deține. O veste nu prea bună pentru Alex Moshinsky, care da, a dobândit o avere destul de mare în spațiul cripto în ultimii ani. Acum vedem că autoritățile din Statele Unite sau Departamentul de Justiție din Statele Unite au ordonat ca anumite conturi bancare pe care acesta le deține să fie înghețate. Și vorbim de conturi bancare pe care Alex Moshinsky le are la bănci americane precum Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities, Sophie Bank și Sophie Securities. De asemenea, trebuie menționat că Alex Moshinsky este arestat de pe 13 iulie și are parte de câteva acuzații foarte grave în Statele Unite. Nu știu dacă autoritățile din Statele Unite vor putea să înghețe și criptomonedele pe care acesta le deține, dar în orice caz, situația este foarte rea pentru Alex Moshinsky, iar acest lucru se poate vedea și dintr-un anunț pe internet unde vedem că fostul CEO al companiei Celsius își vinde casa din Statele Unite pe care a cumpărat-o în urmă cu un an și da, acum a scos-o la vânzare pentru suma de 2,5 milioane de dolari. Continuăm din păcate cu noi procese din industria cripto și vorbim despre Genesis. Genesis este de asemenea o companie care a intrat în faliment în acest bear market și care a afectat și alte companii, printre care și Gemini. Acum vedem că Genesis a deschis două procese împotriva anumitor companii, aici vorbim de Digital Currency Group și Digital Currency Group International. Am mai discutat aici pe canal în ultimul an despre Genesis și trebuie menționat că Digital Currency Group este compania mamă a celor de la Genesis. Acum Genesis se pare că solicită în aceste două procese să primească suma de 600 de milioane de dolari, sumă care consideră că a fost împrumutată celor de la Digital Currency Group și din păcate nu a primit-o înapoi. Și de asemenea menționează că în această sumă de 600 de milioane de dolari este inclus și un împrumut în Bitcoin, un împrumut de 115 milioane de dolari pe care da, cei de la Genesis se pare că nu l-au primit de la Digital Currency Group. Avem pe listă și câteva noutăți despre Coinbase. Se pare că exchange-ul american introduce o nouă platformă de împrumuturi cripto, dar pentru jucătorii instituționali din Statele Unite. Și da, este o variantă prin care cei de la Coinbase vor să ajute jucătorii instituționali, marele companii, în această perioadă în care, da, din păcate, piața este în bear market. Iar conform informațiilor, se pare că această platformă va face parte din divizia Coinbase Prime. Și se pare că de la 1 septembrie și până în prezent, platforma de împrumuturi cripto a celor de la Coinbase a reușit să atragă deja 5 jucători instituționali. Cei de la CryptoPotato menționează într-un articol că utilizatorii platformei Coinbase Prime au investit deja 57 de milioane de dolari în această platformă de împrumuturi, iar publicația consideră că exchange-ul american încearcă prin acest produs, prin această platformă, să-și întărească poziția în Statele Unite înainte de procesul cu SEC. O altă știre interesantă vine din partea companiei Ripple Labs. Ripple Labs este divizia de investiții a celor de la Ripple sau XRP, cum probabil știți acest proiect. Se pare că chairmanul companiei, Chris Larson, consideră că
Da, Gary Gensler a cam dat o bară cu reglementarea pieței cripto și de asemenea consideră că Congresul american ar trebui să intervină și să ajute spațiul cripto să găsească o variantă pentru a reglementa această piață. Greșelile făcute de SEC-ul american, dar și de Gary Gensler, sunt evidente, în special după procesele pierdute cu cei de la Ripple și cu cei de la Grayscale. Și da, sunt doar două procese pierdute în această vară de SEC-ul american. Urmează și alte procese pe care SEC-ul le are și pe unele dintre ele, da, riscă să le piardă. Iar Chris Larsen, chairmanul companiei Ripple Labs, consideră că de vină este administrația Biden. Aceasta, din păcate, da, i-a dat această putere lui Gary Gensler și vedem acum că multe companii din această industrie ajung să dovedească în instanță că SEC-ul greșește cu aceste procese, cu modul în care reglementează această piață. Iar probabil cel mai bun exemplu este chiar compania Ripple, care a avut nevoie de 3 ani de procese ca să dovedească că XRP nu este un security. Iar o altă știre care arată că, din păcate, piața cripto încă se află în bear market vine de pe zona DeFi și ne arată că, din păcate, suma din total value locked în zona DeFi a ajuns la cea mai mică valoare din ultimele 31 de luni și, da, asta din cauza acestui bear market prelungit. Se pare că valoarea de total value locked pe zona DeFi a scăzut până la suma de 37 de miliarde de dolari, o cifră care nu a mai fost atinsă din februarie 2021. Iar dacă mergem acum pe site-ul DeFiLlama, vedem că suma de pe total value locked este aproape de 38 de miliarde de dolari momentan, a mai crescut între timp și în orice caz este o valoare foarte mică, asta dacă ne uităm în comparație cu suma din 2021-2022, de exemplu în 2021, în noiembrie, suma pe total value locked era de 170 de miliarde de dolari, acum a scăzut la 37 de miliarde de dolari și de asemenea putem vedea și care sunt rețelele cu cea mai mare valoare pe total value locked. Vedem pe prima poziție Lido, vedem de asemenea MakerDAO, iar pe a treia poziție Aave. Încheiem aici videoul de astăzi, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!